Nu puteam totuși să ocolim ceea ce a fost de fapt evenimentul sfârșitului de săptămână. Scuiparea lui Traian Băsescu de un constanțean. Da, bă, au ceva președinții României care le strică oarecum finalurile de mandat. Dacă vă mai amintiți, și Emil Constantinescu a trecut prin ceva similar, fiind împroșcat cu cerneală de un alegător nemulțumit. Ei bine, nici Traian Băsescu n-a scăpat până la urmă de manifestările de dragoste extremă, luându-și o grav și mitocănește, taman atunci când cobora de pe Mircea. Nu frasul, mă, Bricu. E un gest regretabil, oricât de mult l-ar disprețui oricine pe Traian Băsescu. A ne bucura că a fost scuipat ar însemna să coborâm la nivelul lui, acel nivel regretabil la care Băsescu a dus viața publică românească de când este președinte. Asta așa, ca să punem lucrurile la punct. Ce nu se știe însă este că scuipătorul n-a acționat singur, da? El a fost de fapt partea unei conspirații mai ample. Îl avem în această seară alături de noi pe cel de-al doilea conspirator, domnul Costel Oswald. Bună seara, domnule Oswald, bine ați venit! Bună seara, domnule Pătraru, vă mulțumesc că m-ați invitat, bine v-am găsit! Mă bucur că ați acceptat să veniți în emisiunea noastră. Aș vrea, dacă sunteți amabil, să ne povestiți cum s-a ajuns la această acțiune inedită, să-i zicem. Domnul meu, așa cum v-am spus și înainte de emisiune, pregătim acest atentat cu scuipat încă din 2002. Din 2002? Du-te, domne, păi Traian Băsescu nici nu era președinte în 2002, nu ce? Era, dar urma să devină. Păi, aveam informații certe că va deveni președinte în 2004, că va fi suspendat în 2007, tot va câștiga un nou mandat în 2009, apoi va fi iar suspendat în 2012 și așa mai departe, domnul Pătraru. Domnule, mă, ta ești cu bidonul? Domnule, serios? Sunt foarte serios, domnul Pătraru. Du-te, domnule. Dar cum putea să știți în 2002 toate astea? Nu se poate. Pur și simplu se știau. Dacă dumneavoastră credeți că lucrurile astea nu sunt hotărâte cu multă vreme înainte, sunteți naiv, domnule da, Pătraru. Da, da, bine. Și totuși, de ce ați planificat atentatul cu scuipat tocmai acum? E simplu. Ne-am dat seama că după 10 ani de mandat va veni acest moment în care lumea va fi atât de sătură de președintele Băsescu, încât noi vom fi priviți ca niște eroi dacă facem așa ceva. Știați dumneavoastră asta în 2002? Păi v-am zis că sunteți naiv dacă nu credeți că lucrurile astea sunt planificate de multă vreme, domnul Pătraru. Da, să zicem, dar de ce doi oameni? Unul singur nu era de ajuns? Am învățat și noi din istorie, de obicei un astfel de atentat bine pregătit are șanse mai mari să reușească dacă suntem mai mulți. Păi bun, și după cum se vede ați avut dreptate, că va reuși, na. E, asta e problema, că n-a reușit. Cum n-a reușit, domne, cum n-a reușit? Păi l-a scuipat pe președinte. Nu, domne, nu l-a scuipat nimeni, cum să-l scuipăm? Păi se vede foarte clar pe imagini, colegul dumneavoastră, domnul Zglobiu, l-a scuipat pe președinte în față. Nu e adevărat, este un trucaj ordinar. Trucaj? Tu-te, domne, sunt atâția oameni acolo care au văzut, sunt filmări ale televiziunilor. False, trucaj, se vede de altfel pixelul albastru. Dacă vă uitați atent la imagini, vă dați seama, e fals, domnul Pătraru. Domne, băi, radule, n-avem bă nicio Biblie pe aici, vă puneam să jurați pe cuvânt. Domnul Pătraru, jur, cu mâna pe inimă. Așa. Că nu l-a scuipat nimeni pe președinte, da? Nici cu apă în față. Și nici cu flegma în piept. A, am înțeles, păi dacă a spus așa e clar, da. Nu, atunci vă cred. Păi e bine, domnule, că ați lămurit problema asta. Că altfel aș fi trăit cu impresia că cineva i-a tras președintelui o flegmă în ochi și mi-ar fi părut rău. Na. Domnul Pătrag, da. Aș mai avea ceva de adăugat la final, dacă îmi permiteți. Vă rog. Să-ți fie rușine, Dinu Patriciu. Am înțeles, bine, mulțumim.